Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Igor Dodon i-a chemat pe liderii partidelor care au acces în actuala legislatură la reședința de stat pentru a discuta formarea unei coaliții parlamentare. Cei din partidul Șor nu au fost invitați. Internat la urgență de 4 zile după ce ar fi fost bătut de activistul Pavel Grigorciuc, Sergiu Sârbu urmează să fie astăzi externat din spital. 3 persoane au fost rănite în urma unui grav accident produs în această dimineață în apropiere de Peresecina. Liderii partidelor care au intrat în legislativ sunt așteptați la discuții la reședința de stat. Igor Dodon i-a chemat mâine pe fiecare dintre ei, în afară de reprezentanții formațiunii Lușor, pentru a vorbi despre o posibilă coaliție parlamentară. PSRM a acceptat îndată invitația, în timp ce PD și Blocul Acum se mai gândesc. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanu, la ora 14. Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, la orele 15. Liderii Blocului Electoral Acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, invit la orele 16. Aceste formațiuni sunt partidele care au suficiente mandate pentru a discuta despre formarea unei majorități parlamentare. Întâlnirile tet-a-tet cu președintele ar urma să aibă loc la reședința de stat, pentru că, spune Dodon, s-ar putea ca președinția proaspăt renovată din banii turcilor să le trezească resentimente anumitor politicieni. Șeful statului nu a explicat însă ce mai exact a avut în vedere. Astăzi acesta a adăugat că dacă în urma discuțiilor nu se va ajunge la un numitor comun, există posibilitatea unor alegeri anticipate. PSRM ne-a comunicat că va participa la discuții. Serviciul de presă al PD ne-a spus că va veni cu o reacție mai târziu. Și cei din Blocul Acum ne-au spus că vor prezenta mai târziu un răspuns. În actuala legislatură, PSRM are 35 de mandate, PDM 30, iar Acum 26. Partidul Șor a intrat în legislativ cu 7 deputați, însă Igor Dodon consideră o alianță cu această formațiune drept nelegitimă. De aceea nu a luat-o în considerare în eventualitatea unor negocieri. Totodată, în Parlament au acces și 3 independenți. Internat la spital de 4 zile după ce ar fi fost bătut de Pavel Grigorciuc, democratul Sergiu Sârbu urmează să fie externat astăzi. Acesta și-a încheiat tratamentul, iar medicii spun că leziunile pe care le-a suferit sunt ușoare. Între timp, deputata Blocului Acum, Maria Ciobanu, i-a cerut lui Sârbu să-și retragă plângerea pe care a depus-o la poliție pe numele activistului. Democratul spune că agresorul trebuie să răspundă în fața legii. Știi bine că nu ți-a cauzat nicio leziune corporală, că a fost o reacție neinspirată la insultele tale bădărănești, a scris Maria Ciobanu pe Facebook. Sergiu Sârbu a venit cu o reacție tot pe rețelele de socializare. Mai întâi, democratul a scris că nu s-ar fi plâns la poliție. Ulterior, după ce în comentarii a apărut dovada că acesta a depus totuși o plângere, Sârbu a reeditat postarea și și-a schimbat declarațiile. În ceea ce privește plângerea, aceasta nu a fost depusă de mine împotriva cuiva concret, ci pe faptul agresiunii. A declarat democratul. Experții în drept susțin că urmărirea penală în asemenea cazuri este inițiată doar dacă victima a suferit leziuni medii sau grave. În situația în care acestea sunt ușoare, presupusul agresor este pedepsit contravențional. Reprezentanții Institutului de Medicină Urgentă ne-au spus că Sergiu Sârbu s-a ales cu un traumatism craniocerebral ușor. Chiar și așa, acum câteva zile, Pavel Grigorciuc a fost plasat în arest în izolator, iar urmărirea penală pe numele lui continuă. Există un automatism. Dacă este o comoție cerebrală, atunci se constată că este o infracțiune și așa mai departe. Poate să fie și o comoție cerebrală care să se cureze eventual cu ospitalizare necesară de 2-3 zile și să fie eliberată persoana și să fie la fel calificată ca și contravenție. Activistul a fost reținut după ce joi, după ședința Parlamentului, l-ar fi lovit pe deputatul PD, Sergiu Sârbu. Activistul spune că i-a dat o palmă peste față după ce ar fi fost insultat, în timp ce democratul afirmă că a fost lovit cu pumnul sau cu un obiect. Pavel Grigorciuc face parte din grupul Petrenco, membrii căruia au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru organizarea dezordinilor în masă în septembrie 2015. În fața Procuraturii Generale. Moldova este țara satelor fantomă. Avem localități unde nu mai trăiește nimeni, iar câteva case dărâmate amintesc de așezările pline de oameni de cândva. Fetele s-au dus, băieți, tot s-au dus. S-au căsătorit, care prin Rusia, care prin unde și cum. Moșneiul a murit,
Odată ce au plecat, localnicii au luat cu ei orice semn de viață, lăsând în urmă pustietate. De ce am ajuns să avem sate fără suflete și cum arată acestea, aflați la știri. 6 persoane au ajuns ieri la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent la Strășeni. Accidentul s-a produs după ce unul din șoferi a intrat cu viteză pe contrasens pentru o depășire și s-a izbit de o mașină care circula regulamentar. Victimele s-au ales cu leziuni ușoare și medii, așa că astăzi au fost deja externate. Accidentul s-a produs ieri în apropierea localității Greblești-Strășeni. Din spusele martorilor, o mașină de model Beat condusă de un bărbat de 32 de ani a intrat pe contrasens pentru a efectua o depășire. În acel moment, șoferul unui Volkswagen Golf care circula mai în față pe aceeași bandă a vrut să vireze la stânga. Din cauza vitezei excesive, Beat-ul nu ar fi reușit să frâneze și a lovit Volkswagenul lateral. În urma impactului, Volkswagenul a fost proiectat într-un șanț de pe marginea drumului, iar celălalt automobil a fost aruncat la câțiva metri de locul accidentului. Fața noastră, tăman, se ducea ambulanța. Șoferul Volkswagenului s-a ales cu o comoție cerebrală și cu câteva plăci, iar pasagera sa de 16 ani cu o comoție și un traumatism craniocerebral. Pasagerii din Beat, o femeie de 31 de ani și două adolescente de 17 și 16 ani, s-au ales cu leziuni la cap. Victimele au fost transportate la Spitalul Raional Strășeni. Toți pacienții, niciunul nu este ospitalizat, s-a acordat ajutorul care necesita ei la moment și sunt transferați în instituțiile în care au dorit. Oamenii legii investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul. Șoferul, care va fi găsit vinovat, riscă 6 puncte de penalizare și 1.500 de lei amendă, iar în funcție de leziunile victimelor, urmează să se decide dacă va fi sau nu pornit un dosar penal. Două mașini s-au ciocnit frontal azi dimineață în apropiere de Peresecina, iar 3 persoane au ajuns la spital. Un Mercedes scăpat de sub control, din cauza carosabilului umed, a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de o Kia. Ambii șoferi, dar și pasagerul din Kia au fost răniți, iar mașinile grav avariate. Oamenii legii vor stabili pedeapsa celui vinovat după ce victimele vor trece expertiza medico-legală. Un copil de 13 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut în gol de pe o clădire aflată în construcții din sectorul botanic al capitalei. Cel mai probabil băiatul se juca acolo, spun oamenii legii. El a suferit un traumatism puternic la cap, iar acum se află la reanimare. Incidentul a avut loc în jurul orei 14 la un bloc aflat în construcții de la intersecția străzilor Trandafirilor și Decebal din capitală. Cel mai probabil băiatul se juca pe acoperișul acestei clădiri, iar la un moment de neatenție a căzut prin această gaură. Impactul a fost puternic în contextul în care înălțimea etajului este de peste 3 metri. Ulterior, un alt copil care îl însoțea a cerut ajutorul trecătorilor. Mihai Ciobanu este cel care a ajuns primul la micuț. Un copil de vârsta de 12-13 ani, s-a apropiat de mine strigând într-o stare de șoc vizibilă, care are nevoie de ajutor. Bărbatul a sunat imediat la urgență, iar cei de la 112 i-au solicitat să se asigure dacă, într-adevăr, în clădire este un copil care are nevoie de ajutor. Astfel, acesta a fost nevoit să urce și ulterior să confirme incidentul. Martorul spune că băiatul se afla în stare foarte gravă. Era aproape nemișcat, în stare de șoc, am încercat să-l întreb cum îl cheamă și nu a putut să-mi răspundă. Unicul lucru care putea el să-l facă, asta să mă strângă din mână. Până a venit ambulanța, băiatul care ceruse ajutorul trecătorilor s-a făcut nevăzut. Ulterior, copilul traumat a fost transportat la Spitalul Valentin Ignatenko și internat în secția reanimare și terapie intensivă. Acesta are lovituri puternice la cap și plămâni. A fost transportat în stare extrem de gravă, de șoc traumatic, contuzie cerebrală, cu contuzie organelor interne și contuzie cutiei toracice. Starea lui acum tot se menține gravă, dar grav stabilă. Oamenii legii veniți la fața locului ne-au spus că părinții copilului nu știau că acesta a mers la joacă în clădire aflată în construcții. Serviciul de presă al poliției nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. În satul în care din cei 6 locuitori, 2 au fost uciși recent, nu a mai rămas de fapt nimeni. La Dobruș am găsit doar o pisică, iar ultimii săteni, care vin pe acolo doar ca să-și îngrijească gospodăriile. În aceeași situație sunt 10 de localități din Moldova care ajung pe rând să fie șterse de pe hartă din cauza sărăciei, a lipsei de investiții și a nepăsării autorităților.
Într-o vale, la câțiva kilometri depărtare de ultima urmă de civilizație, se află satul Dobrușa din Telenești. Niciun indicator nu arată că aici este o localitate, așa că trebuie să întrebăm de cei pe care i-am întâlnit pe drum unde ne aflăm. Cam palmă de aici se vede tot satul Dobrușa. Puținele case pot fi numărate pe degete, iar majoritatea dintre ele sunt părăsite și pustii. Potrivit ultimelor date, aici locuiesc 4 oameni, dar cei din satele vecine spun că de fapt aici nu mai trăiește nimeni. Dobrușa poate fi găsit pe hartă și chiar este administrat de primarul din satul vecin, doar că pe cine să administrezi? Unii, păcate de rău, sunt puțini persoane, dar au rămas 4, unul se duce și vine. Săptămâna trecută, 2 din cei 6 locuitori, o femeie și un bărbat, au fost uciși de un individ, iar cei 4 locuitori, numele cărora mai apar în acte, nu mai trăiesc în sat, ci vin doar să-și lucreze pământul. Mărturie că din când în când aici mai calcă picior de om sunt 2 curți măturate și o pisică ce parcă și așteaptă stăpânul pe prispă. Tinerii, fetele s-au dus, băieți, toți s-au dus. S-au căsătorit, care prin Rusia, care prin pe unde și cum. Moșnei au murit și tot asta e și tot poveste. Iar odată ce au plecat, localnicii au luat cu ei orice semn de viață, lăsând în urmă imagini triste. Am făcut înconjurul satului și nu am găsit nimic. Singurele suflete rămase aici sunt casele dărâmate, așezate pe o parte. Timpul parcă s-a oprit în loc. În acest sat, parcă uitat de restul lumii, nu există punct medical, primărie sau grădiniță. Tot ce am găsit aici, la o distanță de câțiva metri de case, este un cimitir lăsat și el de izbeliște. Înainte de anul 2000, Dobrușa arăta altfel, ne-au povestit localnicii din satele vecine. Eu am fost aici brigadier cu 2 sate. 35 de copii la grădiniță, avem grijă să-i hrănim. Permanent, nu știu, o străgire de aici cum am o. Casă de cultură era. Era bibliotecă. Trecem peste deal și la câțiva kilometri distanță ajungem în Chersac. La fel, niciun indicator. Însă trăiesc o mână de oameni, 21 pe hârtie, în realitate aproape jumătate. Da, să vă spun, vreo 14. Deci nu știm precis cât, dar puțin suntem. Ultima dată când ați ieșit din sat? Eu? Toamna trecută. Nu? Da. Când vrei ceva de la magazin, aștepți până sâmbătă, spun localnicii. Un om care are o căruță se duce în satul vecin după provizii pentru toți. E greu, dar unde să te duci la bătrânețe, se întreabă soții Gerasimenko. Eu aici m-am născut, cu 20 de casă, dar trăiesc în 20. Medicul poate să vii, dacă ok, dacă este drum. Dar dacă nu drum, nu... Trebuie transport de dat. Și ce faceți dacă vă doare ceva? Ne mai lipuim cu... medicina populară. Sărăcia și nepăsarea autorităților a făcut ca satele rând pe rând să moară, povestește această femeie, care a văzut cum s-au schimbat partidele de la guvernare, iar odată cu ele cum cei 3 copii ai săi au plecat în lume ca să-și construiască un viitor. Fata e medică fiindcești, băiețul până tot în Chișinău lucrează cu liftele. S-a mai mică tot în Chișinău. Copiii au văzut câte 10, câte 8, s-au dus tot în sat. Și viața e să aibă el, unde să muncești, unde să faci o copiecă. Iar când nu ai cu cine schimba o vorbă, îți țin de urât treburile casnice. Cărțăm apă la fiorul și spălăm, dacă nu avem cu apa de greu la noi. Dar ce faci? Ne descurcăm în șețuri. Avem fântâna aia, că este fântâna aici, dar e mare. Sate fantomă sunt împrăștiate în toată țara. De exemplu, în Cuconeștii vechi din Edineț trăiește un singur om, arată datele recensământului din 2004. Tot câte un om este în satul Dărcăuții Noi din Soroca, ori în Odaia din Șoldănești. Potrivit ultimelor statistici, din țară au plecat peste 1 milion de oameni. Deși unii specialiști cred că numărul ar putea fi și mai mare, din moment ce numeroși moldoveni nu au un loc de muncă oficial în străinătate. În schimb, în Europa, dispariția satelor este un fenomen neînțeles. Un studiu al Comisiei Europene arată că aproape în toate țările membre UE oamenii se întorc în mediul rural, pentru că își doresc o viață sănătoasă, produse alimentare fără nitrați și aer curat. Mulți cai putere s-au încordat ieri prin gropi și pante abrupte la Cojușna. A început campionatul național de off-road, așa că piloții au turat motoarele la maxim.
Cei cu mai puțină experiență au rămas blocați în mijlocul traseului. Vedeți cascadoriile piloților în câteva minute. Agricultorii care au rămas cu roada de struguri și mere peste iarnă în frigidere și-au dat întâlnire ieri la un târg în centrul capitalei. Fructele s-au vândut la un preț de două ori mai mic decât în magazine sau în piețe. Fermierii spun că evenimentul a venit ca o rază de speranță și că așa își vor putea recupera cheltuielile. Autoritățile spun că asemenea târguri vor mai fi organizate pe viitor. 50 lădiță. Gustați, pe gustare nu luăm. Dați-mi două lădiță, da. În bătaia soarelui de martie, aroma roadei de mere și struguri culeși în toamnă s-au împletit în această duminică în scoarul catedralei. Leana, deja am realizat o ască, am avut. Albă s-a vândut în puțin timp. Tri iașișcă. Eta de la mamă, de la doceri, de la nas. Ați încercat până acum să cumpărați struguri din magazine? Nu, de ce sunt importate? Regustați, eu am gustat la domnul în particie când mi-am ales la da. Cei aproximativ 20 de agricultori veniți din zona de centru a țării aveau un gând comun, speranța de a goli frigiderele doldura cu fructe. Conducerea țării trebuie să ia măsuri. Pe piață, în magazine, în supermarket este producția străină, dar producția noastră stă în frigidere. Maria Catana a dus de la Ciuciuleni, Hâncești, o tonă de struguri. Acasă însă i-au mai rămas încă 100 de tone. Nu putem să ne recuperăm munca noastră care o investim. Am apucat iară de curățit la vie ca în fiecare an. Într-o situație similară este și Boris Pirojoc din Durlești. Bărbatul susține că târgul a venit ca o rază de speranță. Chiar și așa, comercializarea unei lăzi cu 50 de lei abia de acoperă cheltuielile. Dar de profit nici nu vorbim. 10 credeam cu asta lada. Pe urmă, 2 lei la kilogram e pastrarea. Dacă mai socotim lucru, chit. Cumpărătorii au roit și în jurul tarabelor cu mere. Acest bărbat și-a dus fructele crescute la Mărculești Florești. Vinde kilogramul cu 4 lei, adică de 2-3 ori mai ieftin decât în magazinele din capitală. Ați încercat să veniți în magazine de Moldova? La direct e foarte greu. Deci acolo sunt niște condiții care sunt impuse de către rețele. Încercăm să facem față și nu am izbutit. Merele mustoase i-au ademenit pe membrii acestei familii să le savureze pe loc. Moldavskih vitaminov sегодня купим и все по хорошей цене за 5 лей. Вкусно. Comercianții spun că pentru a începe noul an agricol împrumută bani, pentru că venitul estimat să le vină în buzunar a rămas doar pe hârtie. Diana Crudu, însă cea care în ajun de 8 martie a invitat bărbații să dăruiască femeilor fructe în loc de flori, afirmă că datorită celor care au reacționat la mesajul de solidarizare, acum are cu ce să plătească salariile celor care au curățat vița de vie. Lumea cu adevărat a empatizat și s-a solidarizat după reportajul dumneavoastră. Trebuie să cumpărăm de la toți, pentru că e mult necaz anul ăsta la producătorii de struguri și cu ajutorul oamenilor buni, inclusiv cu ajutorul ProTV-ului, am reușit să sensibilizăm opinia publică. Târgul Ia Moldova Acasă a fost organizat de cei de la Calumea. La sfârșitul toamnei trecute, tone de mere s-au stricat pe câmp pentru că agricultorii nu le puteau vinde nici la fabrica de suc, iar în primăvară producătorii de struguri s-au plâns că rămân cu frigiderele pline cu struguri și zero bani în buzunar pentru că nu-și pot exporta marfa, iar piața locală este suprasaturată de producție din import. Doi bărbați au fost reținuți de poliție după ce săptămâna trecută au bătut și amenințat cu un cuțit proprietarul unei mașini. Cei doi au forțat ușa autoturismului și au început să scoată de acolo bunuri când omul a dat peste ei. Indivizii l-au atacat, după care au fugit cu tot lucruri. Oamenii legii au stabilit că în aceeași zi suspecții au jefuit alte două mașini de unde au luat telefoane mobile și un polizor unghiular. Acum aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Coproprietarul centrului comercial din orașul rus Kemerovo, distrus în urma incendiului care a luat viața 60 de persoane, a fost reținut în Polonia. Despre asta a anunțat Comitetul Rus de Investigații la un an de la producerea tragediei. El este învinuit că a dat mită de milioane pentru ca autoritățile să închidă ochii la încălcările privind normele antiincendiare admise de administrație. Omul de afaceri Veceslav Vișnevski a fost reținut în Polonia, iar acum autoritățile ruse încearcă să obțină extradarea acestuia în Rusia. Bărbatul este fost director general al fabricei de cofetărie Kemerovo. Clădirea a fost ulterior transformată în centrul comercial Zimnea Vișnea, Vișnevski devenind coproprietar al acesteia. Potrivit investigației, în anii 2013-2014, Vișnevski a transferat printr-un intermediar mită în sumă de 7 milioane de ruble unui înalt oficial responsabil de inspecția clădirilor, pentru ca acela să închidă
ochii la încălcarea normelor antiincendiare. Comitetul Rus de Investigație a deschis 3 dosare penale pe acest caz, în care sunt vizate 15 persoane. В зависимости от роли каждого им вменяются такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. În cadrul anchetei au fost sechestrate averile tuturor acuzaților în valoare de peste 700 de milioane de ruble, iar Comitetul Rus de Investigații continuă cercetările. Un incendiu a izbucnit pe 25 martie anul trecut la centrul comercial Zimnea Vișnea din orașul rus Kemerovo. 60 de persoane au murit atunci, potrivit presei ruse, dintre care 37 copii. 79 de oameni au fost răniți. O competiție cu 10 de cai putere, fum și zgomot de motoare s-a dat ieri la Cojușna. Piloți experimentați, dar și amatori, s-au întrecut în prima etapă a campionatului național de off-road. Traseul a fost plin de obstacole, așa că unii au rămas blocați. Aparent, cursa a fost una ușoară, dar în realitate destul de dificilă. Traseul a fost amenajat pe un deal din satul Cojușna. Fiecare concurent trebuia să înfrunte gropi, pante abrupte, cotituri periculoase și toate astea contra cronometru. Unii au urcat dealurile cu ușurință și au plutit deasupra gropilor, alții însă au rămas blocați. Alexandru a participat pentru prima dată la o asemenea competiție. Spune că nu are multă experiență, așa că la o cotitură s-a răsturnat cu mașina și a învățat însă lecția, iar pe lângă asta a primit și o doză de energie. Asta este un sport care sunt și riscuri, nu numai câștiguri. Ce cu mașina? E reparabil, tot e reparabil. Se face absolut tot. Bogdan a venit de la București cu niște prieteni de ai săi. Bărbatul spune că nu prea a întâlnit probleme pe traseu, așa cum și-a pregătit bine automobilul. A fost interesant. Atmosfera e extraordinară, o să mai revenim cu siguranță. Aici, în Balta, a fost puțin mai, mai puține emoții, dar rest nu a fost nicio problemă. N-a fost. Cu ce mașină ați concurat? Cum este, este un prototip, e făcut de la zero, de noi, nu are nicio mașină la bază. Piloții spun că au așteptat mult să vină primăvara ca să-și gonească mașinile pe dealuri, întrucât iarna au cam lenevit. În jurul traseului, spectatorii stăteau cu sufletul la gură și admirau cascadoriile piloților. E foarte frumos, o atmosferă foarte plăcută. Chiar ne mândrim că în satul nostru Cojușna așa eveniment s-a petrecut. O adrenalină puternică. Potrivit organizatorilor, la Cojușna s-a dat start primei etape a campionatului național de off-road, care se va desfășura și în alte localități pe întreg parcursul anului. Care va arăta cel mai bun timp la parcurgerea terenului și va avea mai puțini încălcări. Înseamnă că el va fi învingător. Pentru mașini de teren așa trebuie să fie traseul. Contează și experiența pilotului, că nu oricine poate să margă pe așa teren. La competiție au participat 30 de echipe, alcătuite din pilot și copilot, iar la final primele 3 vor fi premiate. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!